1 Samuel, capitolul 24, începând cu versetul 1. 1 Samuel, capitolul 24, începând cu versetul 1. În seara aceasta vom vorbi despre decizii între două bătăi de inimă. Și haideți să vedem cum a luat omul lui Dumnezeu, David, o astfel de decizie. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și au zis, iată că David este în pustia Enghedi. Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. A ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea, inima îi bătea, pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și a zis oamenilor săi, să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut înainte de drum. După aceea David s-a sculat și a ieșit din peșteră, el a început să strige atunci după Saul, Împărate, Domnul meu! Saul s-a uitat înapoi și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis lui Saul, de ce ascuți tu vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis. Să știi și să vezi că împurtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși tu mi-ntinzi curse ca să-mi iei viața. Judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală, de aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Împotriva cui a pornit împăratul lui Israel? Pe cine urmărești tu? Un câine mort împurice? Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine. El va vedea, el îmi va apăra pricina și el îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că în după-amiaza aceasta suntem în casa peste care chemăm numele Domnului și mulțumim lui Dumnezeu că ne oferă liniștea aceasta înainte de a intra într-o săptămână nouă să putem poposi în casa Domnului și rugăm pe Domnul să ne mai vorbească în minutele pe care le mai avem și în seara aceasta să luăm decizii după voia lui Dumnezeu. Amin. Sunt și anumite examene care se tot repetă atât în viața noastră, așa cum a fost și în viața lui David. Nu pentru că David n-a învățat o lecție esențială, ci pentru că sunt anumite examene unde Dumnezeu vrea să ne încerce inima din nou și din nou, să vadă dacă este întru totul predată lui. Omul lui Dumnezeu David de două ori îl cruță pe Saul. Saul este primul rege în monarhia lui Israel, după ce copiii lui Israel au spus lui Samuel, pune-ne în rând cu toate națiunile și dă-ne un rege. Și Dumnezeu l-a ales pe Saul. În urma unor acțiuni nedemne de chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Saul, omul lui Dumnezeu, Samuel, vestește din partea lui Dumnezeu această sentință. Saul nu poate accepta că Dumnezeu s-a depărtat de el. Nu putea accepta că Dumnezeu îl ridicase pe David.
Spunea Sfânta Scriptură că a pornit un război de uzură între cei doi. O alergătură din care putem învăța, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, și din care putem extrage principii pentru viața noastră. În seara aceasta aș dori să vorbesc despre decizii pe care le vom lua și vor fi decizii pe care trebuie să le luăm într-un timp scurt, nici să nu clipim. Inima lui David bătea atât de tare încât între două bătăi de inimă a avut de ales, nu el, pentru că tăiase deja colțul hainei lui Saul, să dea voie celor de lângă el să-l ucidă pe Saul sau să-i oprească. Între două bătăi de inimă omului Dumnezeu David își face o analiză. Între două bătăi de inimă, inima lui David alege. Și vom vedea în seara aceasta că decizia pe care David a luat-o a fost o decizie bună. Spun specialiștii, medicii, că inima omului bate între 60 și 100 de bătăi pe minut. Uitați-l pe omul lui Dumnezeu, David, în fața unei situații de genul acesta, că n-are timp de reflexie. N-are timp să-l întrebe pe Samuel. N-ai timp să suni un păstor, n-ai timp să suni un prieten, ce fac? Ci vor fi decizii pe care va trebui să le iei, decizii care vizează viitorul tău, relația ta cu Dumnezeu, destinul tău al casei tale, între două bătăi de inimă. Să iei o decizie pentru eternitate. Ei bine, vom vedea în seara aceasta câteva lucruri importante, pornind din biografia lui David, și vom face un pas mai departe, cunoscând viața acestui rege după inima lui Dumnezeu. Deciziile între două bătăi de inimă întotdeauna, dacă vrem să fie decizii bune, ele trebuie să fie luate sub influența cuvântului. Păi care cuvânt? Uitați-l pe David ce spune în Psalmul 51 cu versetul 6. Tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii mele. David știa că Dumnezeu a pus cuvânt în inima lui. Păi între două bătăi de inimă, ce cuvânt să se audă în inima noastră? Ce cuvânt să se audă în sufletul nostru? Dacă puteți afișa Deuteronom 27 cu 24, iată legea sub care stătea David. Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns. David era ascuns în fundul peșterii. Saul era pus ca un trofeu în fața lui. Și între două bătăi de inimă omului Dumnezeu, David stă în fața acestei decizii. Blestemul lui Cain sau binecuvântarea lui Dumnezeu? Știe cineva care a fost primul om blestemat? Cain. Dumnezeu nu l-a blestemat pe Adam și Eva. Le-a pus consecințe pentru neascultare. A blestemat șarpele și pământul. Dar în Geneza 4, omului Dumnezeu, Abel este ucis de Cain și Dumnezeu îl blesteamă pe Cain spunând, blestemat ești tu, pentru că l-ai ucis pe fratele tău în ascuns. Și de atunci și până în ziua în care David stă în fața acestei realități, legea lui Dumnezeu trebuia să se găsească în adâncul inimii lui. Atunci când nu știm ce să facem în fața deciziilor morale, în fața unor decizii pe care trebuie să le luăm, care influențează semnificativ libertatea noastră de conștiință, relațiile noastre unii cu alții și viața noastră cu Dumnezeu. Avem nevoie de cuvânt. David spunea, strâng cuvântul tău în inima mea și cum ni se spunea dimineață, nu pentru a memora atâtea versete, să avem în arsenalul nostru versete pe care să le cităm, ci să avem cuvânt pe care să-l trăim. Pentru că ce trăim influențează viața noastră. Întotdeauna deciziile se iau în baza cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. Nu poți lua decizii bune pentru tine, pentru sufletul tău, pentru viața ta, dacă nu știi cuvântul. Prea mulți oameni spun, sunt un proroc, prea mulți oameni spun orice, dar nu pun mâna pe Biblie. De ce? Să nu-ți asumi? Ce faci în devoțiunea ta cu Dumnezeu? Contează, pentru că ce adunăm în inima noastră ne va determina într-un mod semnificativ, nu numai deciziile, dar chiar destinul pe care îl putem avea.
Anturajul îți va justifica că este bine să trăiești oricum. Dar cuvântul lui Dumnezeu care se găsea în inima lui David s-a opus chiar anturajului pe care l-a avut. Întotdeauna deciziile bune luate între două bătăi de inimă trebuie luate sub influența cuvântului și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să locuiască în inima noastră. Vă rog să observați în pasajul acesta că se aud două opinii. Vă rog să observați versetul 4. Oamenii lui David îi spun, 1 Samuel 24 cu 4, Dumnezeul dă pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Păi cum poți să discerni între vorbele oamenilor și adevărul lui Dumnezeu? Păi pe bună dreptate David aștepta izbăvirea, pe bună dreptate David aștepta intervenția lui Dumnezeu, pe bună dreptate era momentul pe care l-a gândit, că este momentul decisiv să scape de un om care a făcut atâta rău. Dar David înțelege că nu oamenii au ultimul cuvânt. Pentru că știți ce fac oamenii? Păreri. Părerea mea e că. Părerea mea cred că. Și atunci când tu stai în fața unor decizii, tu decontezi, eu decontez deciziile pe care le iau. Pentru că așa cum am spus, o spun și astăzi, nu e greu să luăm decizii. Greu este să trăim cu deciziile pe care le luăm. Și David înțelege că nu oamenii lui suportă consecințele, dar David este între el și Dumnezeu, între el și conștiința lui, între el și oamenii lui, sursa de inspirație. A știut în contextul acela că Dumnezeu îi vorbește, nu oamenii. Pentru că oamenii nu își pot asuma sfatul pe care ți-l dau. De aceea, iubiții mei, frați și surori, să-i cerem lui Dumnezeu puterea ca acest cuvânt să ne locuiască ființa, să ne locuiască mintea, să ne locuiască viața. Strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Între două bătăi de inimă, David și-a amintit nu sulițele care au zburat dinspre Saul spre el, ci cuvântul. N-ai voie să lovești înascuns. N-ai voie să ridici mâna împotriva unsului lui Dumnezeu. Și David înțelege în momentul acela puterea revelației, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Păi dacă în viața noastră nu se mai aude cuvântul, ce se aude? Pentru că dacă intri un pic pe internet și tot dai scroll prin fața ochilor tăi, întâlnești o soiul de mari sfătoși care îți spun cum să-ți crești copiii, cum să trăiești viața de familie, ce decizii să iei ca să fii un om împlinit, să ai venituri pasive, orice te sfătuiesc. Dar niciunul nu își asumă ce se întâmplă în viața ta. Singurul care își asumă este Dumnezeu, care spune, crede cuvântul, împlinește cuvântul, ia decizii după cuvântul meu. Pentru că cel ce are cuvântul lui Dumnezeu ca bază pentru deciziile lui, ajunge bine. De aceea în seara aceasta, dă-ne Doamne puterea să împlinim cuvântul Tău. Amin. Cuvântul te responsabilizează. Amintește-ți Biblia, amintește-ți cuvântul. Vă rog să-L observați pe omul lui Dumnezeu, Saul. În primii ani din viață, spune Sfânta Scriptură, îl întreba pe Dumnezeu pentru orice decizie o lua. Și omul lui Dumnezeu Samuel spune în 1 Samuel 15 cu 18 la 23, când îi vestește judecata pentru că n-a împlinit porunca lui Dumnezeu. Îi spune Dumnezeu prin Samuel, când erai mic în ochii tăi, când erai mic mă consultai în toate deciziile tale, când erai mic în ochii tăi, căutai timpul rugăciunii, părtășia cu Dumnezeu, dar ai crescut. Ani mulți de la botez și până astăzi, te așează cumva într-o situație de siguranță lăuntrică? Să nu mai ai puterea să discerni între cuvântul lui Dumnezeu și părerile oamenilor? Unde este cuvântul lui Dumnezeu în generația aceasta? Avem Biblii, dar să le ținem pe rafturile bibliotecilor noastre. Pentru că diavolul știe că atunci când pui mâna pe Biblie, ceva se întâmplă. Când iei cuvântul și îl pui în inimă, ceva se mișcă. Și mai mult atunci când împlinești cuvântul, ceva se schimbă în viața ta și a celor de lângă tine. Dar când ești mic în ochii tăi, îl iubești pe Domnul. Ce faci atunci când anii trec? Ce faci atunci când în baza unui palmares spiritual nu mai consulți pe Domnul?
Iei decizii după mintea ta, după impulsurile de moment, după emoțiile care te îndeamnă spre o cale sau alta. Viața între, sau decizii între două bătăi de inimă, știți ce îmi spune? Deciziile acestea sunt cea mai fină intervenție a lui Dumnezeu în conștiința noastră. Atunci când avem puterea să ne lăsăm întru totul călăuziți de Domnul. Dacă în mintea noastră avem timp de algoritm, avem timp să ne facem strategii, unde este Duhul lui Dumnezeu acolo? Și întotdeauna Domnul Iisus, știți ce a spus ucenicilor? Duhul vă va aminti cuvântul. Ce v-am spus, ce am pus în inima voastră, nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui va vorbi prin voi. Ceea ce am adunat în inima noastră va deveni cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l trăim în orice circunstanță a vieții noastre. De aceea, în seara aceasta, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem că deciziile bune se iau sub influența cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, deciziile bune se iau prin respectarea ființei umane. Uitați-l pe omul lui Dumnezeu, David. Îl respectă pe Saul. Ce om își respectă vrăjmașul? David este unul dintre ei. Omul lui Dumnezeu, David, își oprește prietenii. Spune Sfânta Scriptură că 600 de oameni, 600 de bărbați, oameni de arme, au venit lângă omul lui Dumnezeu, David, lângă fiul lui Șai. Și oamenii aceștia, dacă citiți biografia lui David, din peștera Adulam, atunci când Dumnezeu îi așează lucrurile pe direcția aceasta, gata, drumul este acesta. Din prima zi din peștera Adulam și până în ultimile zile din viață, atunci când Absalom, spre exemplu, s-a răsculat împotriva lui David, și cine au fost primii oameni care au pus mâna pe arme să-l apere pe David? Tot acești 600 de oameni, ostași aceștia, pentru că ei au văzut în omul lui Dumnezeu David cuvântul lui Dumnezeu. Au văzut în omul lui Dumnezeu David principialitate, au văzut în omul lui Dumnezeu David tăria de a implementa voia lui Dumnezeu chiar și pentru ei. Și deciziile pe care David le-a luat le-a influențat inclusiv viața și familia lor. Dar uitați-i pe oamenii aceștia, spune Sfânta Scriptură, versetul 4, oamenii lui David i-au zis, Saul e vrăjmașul tău. Ce diferență între ce spun oamenii aceștia și ce spune David despre Saul. Oamenii aceștia spune vrăjmașul, David îl numește unsul lui Dumnezeu. Pentru că în viață chiar contează ce spunem despre cei de lângă noi. Pentru că primul element care scoate în evidență că ceva nu este în ordine în noi, este ce spunem despre alții. Uitați-l pe David. Păi câtă patimă nu se poate aduna în mintea unui om nedreptățit? Păi să arunce cineva cu sulița după tine, să-ți poarte sâmbetele, să-ți vorbească cum nu trebuie, să te alunge de pretutindeni. Și atenție, că fugi tu e una, dar că fugi împreună cu familia, că fugi împreună cu prietenii, că de fiecare dată ești ținta unui om care nu înțelege voia lui Dumnezeu. Uitați-l pe omul lui Dumnezeu, David, că în contextul acesta are puterea să-l numească pe Saul omul lui Dumnezeu. În viață contează cum vorbești despre cei de lângă tine. Chiar în conflictele pe care le au unii credincioși, imediat sesizezi dacă este un om pocăit și din felul în care vorbește despre cel care îi face o pagubă la un moment dat. David spune să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului, dar oamenii lui văd în Saul un vrăjmaș. Și totul este în mintea noastră și la nivel de percepție. Și cele mai multe lucruri se acumulează în inima noastră. Și ajungem la un moment dat să-i privim cu suspiciune pe unii sau pe alții, nu pentru că am avut noi dialog cu ei, ci pentru că preconcepțiile și prejudecățile din vorbele oamenilor ne-au adus în astfel de situații. De fapt, vorbele noastre întotdeauna vor confirma ceea ce am adunat în inima noastră. Pentru că ceea ce este în inima noastră va influența judecata noastră. Nu poți să spui că tu îl iubești pe aproapele tău și îl vorbești de rău. Nu poți vorbi despre cineva laudativ dacă inima ta este cu probleme.
Și David înțelege că un om după inima lui Dumnezeu nu are voie să folosească gura spre altceva. Pentru că unii spun cu gura laude la adresa lui Dumnezeu și cuvinte nepotrivite la adresa oamenilor din anturajul lor. Nu și David. În acest context chiar contează ce spui. Uitați-l pe omul lui Dumnezeu Iov. Pentru că noi spunem, Dumnezeu, am fost supărat și am spus-o. M-am simțit nedreptățit și am spus-o. Pentru că deseori în momentele grele din viață, sub presiunea faptelor, a vorbelor, a atitudinilor oamenilor, tindem să vorbim cum nu trebuie. Dar uitați-l pe David. Nu dă voie cuvintelor să-i schimbe inima, cum și Iov nu dă voie situațiilor rele să-i schimbe viața. La final, când Dumnezeu cheamă la dialog pe prietenii lui Iov, știți ce le spune? N-ați vorbit așa de drept despre mine precum a vorbit Iov. Chiar contează ce spunem. Și l-au disprețuit nu de puține ori, dacă veți citi, acești trei prieteni ai lui, inclusiv Elihu, care era mai tânăr, simți așa în text o ușoară ironie la adresa lui Iov. Dar Iov înțelege că nu ai voie în momente grele să spui cuvinte nepotrivite. Chiar o ceartă pe soția lui și spune, cum nu putem primi de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Trebuie să rămânem în voia lui Dumnezeu și atunci când nu înțelegem, chiar și atunci când presiunea ne schimbă viața. Spune Sfânta Scriptură în Matei capitolul 8, de la versetul 5 la 13, că vine spre Domnul Iisus Hristos un centurion, sutașul roman. Și interesant este că nu vine să-i spună vreau sănătate, nu vine să-i spună să mă înalțe Cezar, nu spune să ajung șef peste Iudeea, ci vine și spune am acasă un sclav, bolnav. Am stat să mă gândesc, păi în perioada respectivă, la banii lui, la influența lui, dacă vă aduceți aminte, chiar Iisus spune, dacă te silește romanul să mergi cu el o milă, du-te cu el două. De ce? Păi asta spunea legea romană. Dacă ești cucerit, ți se putea pune în spate ghiozdanul lui, armele lui și erai obligat, pentru că ești învins, să faci ce-ți spune romanul. Păi omul acesta putea să facă orice, avea bani, avea influență să-și mai cumpere robi. Dar omul acesta îl tratează pe robul din casa lui cu demnitatea pe care ar trebui și noi să învățăm să o folosim atunci când ne gândim la oameni. Știți că toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Noi de cele mai multe ori suntem selectivi. Facem bine aici, facem bine aici și atât. Dar oare îi face bine unui om mai puțin îmbrăcat ca tine? Mai puțin avut decât ești tu? Dumnezeu nu-și cere să iubești pe cei ușor de iubit, pe simplu, ci Dumnezeu ne va cere să iubim pe cei greu de iubit. Și uitați în textul acesta, David trebuie să-l iubească pe Saul și nu e un om ușor de iubit, dar omul lui Dumnezeu, după inima lui Dumnezeu, înțelege că totul pornește și de la cuvinte. A oprit pe cei din anturajul lui să-i facă rău lui Saul. Cuvântul lui David chiar avea putere. Să știți că în discuțiile noastre, de la o vorbă pot pleca foarte multe probleme. De la o vorbă pot pleca foarte multe consecințe. De la o vorbă se pot stârni incendii cumplite. Vedeți că în Iacov, omul lui Dumnezeu spune că un singur mădular n-a fost îmblânzit până acum. Limba. Pentru că cu limba noastră și spunem slavă Domnului și du-te de aici, celui de lângă noi. Dar omul lui Dumnezeu, David, înțelege că deciziile bune se iau cu respectarea ființei umane. Să-i respecti pe cei de lângă tine. Deseori am întâlnit oameni care aveau o poziție mare. Și eram student. Cât de elegant puteau vorbi. Cât de frumos puteau vorbi. Și asta nu ține de neapărat de pocăință, cât ține până la urmă și de ABC-ul nostru interior. Nu pot crede că un pocăit vorbește urât sau nu mai pot imagina că dacă este cu adevărat creștin, poate vorbi lucruri care nu-i fac cinste lui Dumnezeu. Totul pleacă de la o vorbă.
Ei au zis, vrăjmașul tău, dușmanul tău, ucide-l. Și David spune, e unsul lui Dumnezeu. Curmă cearta înainte de a se înteți, spunea Solomon, băiatul lui David. Și-a înțeles de unde. Uitați un exemplu din istorie. În anul 49 înainte de Hristos, Cezar trece Rubiconul, pleacă din Galia și vine spre Roma. Unul dintre supușii și prietenii lui, Pompei, împreună cu senatul Romei, declanșează un război civil împotriva lui Cezar. 4 sau 5 ani luptă, între 4 și 5 ani luptă și Pompei este învins de Cezar. Atunci când Cezar a trecut Rubiconul, a spus celebrele cuvinte, zarurile au fost aruncate, nu mai dau înapoi. A reușit să învingă senatul pe Pompei și așa mai departe, Pompei învins, fuge în Egipt. Știți ce au făcut egiptenii cu Pompei? L-au ucis. Cezar ajunge în Egipt și ceartă toată elita politică a Egiptului. Pentru ce l-ați omorât? Păi nu e dușmanul tău? Nu-i treaba voastră? Nu așa tratați cu un general roman, nu așa tratați cu un fiu al Romei. Și asta să mă gândesc, păi nu ți-a făcut un bine că l-a ucis pe dușmanul tău? Cezar, un om din lume, a dat de înțeles acest adevăr. N-avem voie să-i tratăm pe oameni cu lipsă de demnitate. L-a ucis ca un câine, ca un ultim om. Lucrurile în viață vin asupra noastră pentru că nu mai avem răbdare și nu mai avem puterea să-i tratăm pe cei de lângă noi așa cum i-a tratat Hristos. Și să știți că lucrul acesta începe să-și spună cuvântul în dreptul celor mai mulți oameni contemporan cu noi. Să-i vedeți ce spun în public și să-i vedeți cum se comportă în privat. Să-i vedeți ce înălțător vorbesc despre iubește-ți aproapele. Și să vezi cât de josnic se comportă cu aproapele lor. În seara aceasta noi să învățăm de la Hristos, să învățăm de la Domnul nostru. Știți ce a făcut Iisus în noaptea în care a fost vândut? Ioan capitolul 13, știți înaintea cui a îngenunchiat și a spălat picioarele în fața lui Iuda? Știți ce avea Iuda aici în buzunar? Banii. Știți cât a luat pe Iisus? Cel mai puțin preț, cu asta cântărei un rob de nimic, cu atât a cântărit viața Fiului lui Dumnezeu. Și totuși Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, știți ce face? Se pune în genunchi în fața lui Iuda și spală picioarele. Acolo Petru a primit un cuvânt de-al Domnului Iisus, că și el s-a opus un pic să-i se spele picioarele și Domnul îi spune, ce fac eu acum, tu nu? Nu pricepe acum. Sunt lucruri pe care nu le pricepem în momentul în care se desfășoară, dar în timp înțelegem. Mă, omul ăla chiar mi-a făcut bine. Acolo chiar a fost providența lui Dumnezeu. În viață chiar contează cum îi tratăm pe alții. Și în seara aceasta mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim cum a fost Domnul Iisus. Amin. Amin. N-ați adormit, mai sunteți aici? Mai sunteți? Mai am un punct din predică și gata. Încă unul. Scurt și la obiect. Decizii între două bătăi de inimă, în al treilea rând, deciziile bune se iau prin dialog. Haideți să vedem ce se întâmplă. Îl cruță, îi taie colțul mantiei, oamenii stau cu minți, se scoală Saul, mănâncă micul dejun. Și omul lui Dumnezeu, David, nu este o mărturie numai vis-a-vis de prietenii lui. Știți ce face David? Aș vrea să citim lucrul acesta pentru că este esențial. Nu pleacă acasă și zice, am învins, sunt un om stăpân pe mine. Pentru că cel ce nu este stăpân pe sine, da, n-are puterea, e mai vulnerabil decât o cetate fără porți. Și totuși omul lui Dumnezeu David face un lucru interesant, versetul 8. După aceea, David s-a sculat și a ieșit din peșteră. A început să strige după Saul. Împărate, domnul meu, vino să vorbim! Păi ce mai e de vorbit? L-ai cruțat? Știa Dumnezeu? Știa. Știau apropiații lui? Știa. Știa David? Știa. Păi de ce mai vrei dialog cu Saul? De ce?
Pentru că întotdeauna deciziile după voia lui Dumnezeu ne inspiră la acest lucru. Trebuie să știe Saul ce s-a petrecut în inima ta. Trebuie să știe Saul ce a fost în sufletul tău. Trebuie să știe Saul cu noapte înainte putea fi mort de mâna ta. David nu bifează numai o victorie interioară, ci el merge într-o confruntare cu Saul. Saul trebuia să știe ce înseamnă să ai o inimă după inima lui Dumnezeu, pentru că Saul nu s-ar fi oprit, l-ar fi căutat la nesfârșit. Dar pentru că în viață Dumnezeu ne cere să ne confruntăm chiar și cu cei care ne fac de servicii. Uitați cum se produce o confruntare după voia lui Dumnezeu. Nu cu decibelii la maxim, nu cu amenințări dintr-o parte și din alta. Puterea dialogului unui om după inima lui Dumnezeu, cum a fost David, uitați spre ce se îndreaptă. Te-am respectat mereu. Și în peșteră, și în fața tuturor, vă rog să-l observați pe David, cum îl numește pe Saul, împărate, domnul meu. Respect s-a găsit în privat, respect s-a găsit în public. Pentru că ce suntem în noi înșine și ce suntem în dimensiunea ascunsă a vieții noastre, iese la iveală. Nu poate fi controlat. La un moment dat, iese. Uitați frumusețea caracterului unui om după inima lui Dumnezeu. Respectul era în inima unui om, precum David. David dovedește o puternică ancorare în voia lui Dumnezeu, așa cum și Hristos a avut puterea să se uite în ochii lui Iuda. După ce Iuda l-a trădat și a spus la masă, ce ai de făcut să faci? Repede. Păi vine repede și gâfâia cu toți soldații după el și spune Sfânta Scriptură, Hristos știți în ochii cui se uită? În ochii lui Iuda în grădina Ghețiman și spune celebrele cuvinte, prietene, ce ai venit să faci? Fă, nu te opresc. Dar Hristos îl tratează cu respect. Și aici este valoarea pocăinței. Să-i tratezi pe cei ce s-au făcut rău cu respect. Noi nu mai iertăm, nu mai tolerăm vorbe, priviri, imediat se aprind în mintea noastră tot soiul de scenarii. Dar poate lucrurile nu sunt cum noi ni le imaginăm. Știți, respectul dispare. Acum câteva zile, pe Digi, o știre, la fiecare 7 minute în România, o căsnicie se încheie cu divorț. Știți care este din lista aceasta, una dintre cauzele principale pe lista aceasta a divorțurilor din România? Lipsa de respect. Nu mai vorbește nimeni cu respect. Și lucrul acesta, să știți că se pune în capul copiilor noștri. Păi la școală primeam bătaie de la învățătoare că nu făceam ce trebuie și dacă mi-aduceam părinții la școală, mai mâncam bătaie și acolo, că de ce am făcut rușine. Păi astăzi să spui tu unei profesoare că nu-i ok, e la ordinea zilei. Cunosc pe cineva și nu pot să spun mai mult. Au venit părinții că aveau bani la o școală privată și au cerut cuiva să se modifice nota în catalog. Copilul nu-i de 7, e de 10. Păi dacă e de 7, e de 10 că noi plătim. Păi și atunci de ce ne mirăm că ies copii fără respect? Nici pacea Domnului să nu mai putem spune. Și când dăm mâna unii cu alții, ne uităm cu capul plecat. Uitați-l pe David. Vine, se pune în genunchi în fața lui Saul și apoi intră în dialog cu el. Te-am respectat. Aici începe dialogul. 2. Te-am protejat. Lasă vorbele. Hai să vedem faptele. Păi tu mă urmărești de ani de zile cu săbii, cu topoare, cu furși, cu torțe. Hai să-l omorâm pe fiul lui Isai. Și hai să spun ce s-a întâmplat azi noapte. Oamenii, uitați-l ce spune David, împărate, oamenii mei mi-au spus, ucide-l. Și eu am spus, departe de mine să pun mâna pe unsul Domnului. Te-am protejat, te-am cruțat, îți arăt că în mine nu există nelegiuire. Știu cei de lângă tine că le faci bine? Îi spune, nu trebuie să știe stânga ce face dreapta. În contextul acesta nu-i vorba despre asta. Ci în contextul acesta era vorba de doi bărbați într-un conflict pe care trebuiau să-l gestioneze. Cum? Am ales un alt model, spune David.
M-am uitat la Dumnezeu și am spus, vreau să fiu ca Dumnezeu, nu vreau să fiu precum a fost Cain, să lovesc în ascuns. Pentru că odată ce aș fi pus mâna pe tine, intram sub blestemul lui Dumnezeu, intram sub incidența legii care nu mă mai cruța și n-am cum să fiu un om după inima lui Dumnezeu dacă eu calc porunca lui Dumnezeu. Poate să spună Dumnezeu lucruri extraordinare despre noi. Dacă călcăm cuvântul lui Dumnezeu, suntem vinovați. De aceea omul lui Dumnezeu David înțelege ce fac pentru tine, Saul, vizează schimbarea ta. O șansă nouă, mila lui Dumnezeu. Să nu uiți că puteam fi ca tine. 3. Uitați-l pe omul lui Dumnezeu David că nu fuge de confruntare, ci spune, cine te pornește împotriva mea? Pentru că în spatele fiecărei decizie este o cauză, este un om care ți-a alimentat inima. Uitați ce spune omul lui Dumnezeu David. Versetul 9, 1 Împărați 24 cu versetul 9, David a zis lui Saul, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Păi uite dovada, ai fost în mâna mea azi noapte. Păi dacă eram om rău, discutam cu tine? Uite aici din purtarea mea, uite aici din trăirea mea, uite aici din viața mea, că sunt un om după inima lui Dumnezeu. Și vă rog să observați că nu-l acuză de lucruri, ci se uită în ochii lui și spune, oamenii de lângă tine fac un mare de serviciu. Lucrul acesta, să știți că l-am disprețuit de când am fost copil. Din curtea școlii puteai să pui ochii pe aia mai mari, care erau jmecheri, îi puneau pe doi mai mici să se bată. Ei erau instigatorii, ți-a spus, dă-i. A, cum înghiți așa ceva? Dă-i. Și lucrurile porneau în această cascadă. Știți, teoria bulgărului de zăpadă. Îi dai drumul de sus până jos, vine cât a mai ghețarul spre tine. Făceau din nimic lucruri grave. Îi ațâțau pe doi să se bată, spre bunul lor plac. Și lucrul acesta, să știți, că nu le aducea nicio neplăcere, ci dimpotrivă. Dar uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, Biblia ne învață că atârnă de noi să trăim în pace cu toți oamenii și n-avem voie să instigăm pe unul împotriva altuia. Doar în judecată. Ți-a spus, spune-i. David spune, uite dovada că sunt un alt om. Colțul mantiei tale este în mâna mea. Dacă nici asta nu te convinge, ce te poate convinge? Analizează această dovadă, compară, gândește, înțelege. Aici este voia și favoarea lui Dumnezeu. Și mai mult decât toate, în conflictul acesta, aș dori să vă citesc în concluzie unul dintre cele mai importante lucruri pe care David le invocă în această discuție cu Saul. Te rog dacă poți afișa versetul 15. Vă rog să observați un om după inima lui Dumnezeu despre ce vorbește. Am o armată de avocați, am prieteni, am relații. Știți ce spune David? Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine, Domnul. 2. El va vedea. 3. El îmi va apăra pricina. 4. El îmi va face dreptate izbăvindu-mă din mâna ta. În toate conflictele vieții noastre să nu uităm că deasupra noastră este Dumnezeu. Și Dumnezeu chiar îi cheamă pe oameni la judecată. N-avem voie să fim răi, ci în seara aceasta să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi puterea să fiu bun cum ai fost Tu, să iert cum ai iertat Tu, să iubesc cum ai iubit Tu, să fac bine cum ai făcut Tu. Implică-L pe Dumnezeu în conflictele vieții tale. Lasă-L pe Dumnezeu. Dacă cu adevărat spui că Dumnezeu este de partea ta, fă un pas în spate și împlinește cuvântul pe care omul lui Dumnezeu Pavel avea să-l spună în Romani ca o garanție pentru cei ce înțeleg că răzbunarea este doar a lui Dumnezeu. Spunea omului Dumnezeu Pavel atât de frumos, Roman capitolul 12, versetul 17, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor.
Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Și versetul 21, dacă se poate să-l rostim împreună cu voce tare: nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. Pe 18 mai 1920 s-a născut al 264-lea papă, cunoscut sub numele de Papa Ioan Paul al II-lea. În anul 1981, pe 13 mai, într-o zi de miercuri, atunci când la ora 17 și 19 minute își binecuvânta, iubiți ascultători, din piața Sfântul Petru, din Vatican, un turc pe nume Mehmed Ali l-a împușcat pe Papa Ioan Paul al II-lea cu 4 gloanțe, până ce și-a dat seama mulțimea despre ce este vorba. Suveranul pontif a intrat în comă, a fost dus la spital și după o recuperare bună a fost declarat vindecat, scapă cu viață din acest eveniment. Și în anul 1983 papa se duce în închisoare unde l-a întâlnit pe Ali și a spus aceste celebre cuvinte: te iert. Și după ce l-a iertat, în anul 1982, câteva luni mai târziu, când în public voia să mulțumească lui Dumnezeu pentru însănătoșire și pentru noua șansă la viață, un ultraconservator preot spaniol, Juan Fernandez, în Portugalia, a scos cuțitul și l-a înjunghiat pe papa. Scapă și din această tentativă de omorâre. Și știți la ce m-am gândit? Că nici bine nu scapi după ce îi faci bine unui om. Că trebuie să te pregătești. Că testele astea în viață o să se tot repete. Scape azi de Saul, dar întotdeauna gândul acesta de luptă împotriva aproapelui se tot cuibărește repetitiv în inima oamenilor. Știți cum se încheie pasajul pe care l-am citit? 1 Samuel, capitolul 24, cu versetul 22. Uitați ce face David, dacă ne poate inspira acum la final. Apoi Saul a plecat acasă și David și oamenii lui s-au suit în locul întărit. După ce luăm decizii după voia lui Dumnezeu, să ne dea Dumnezeu puterea să ne întoarcem din nou în brațele lui Dumnezeu. Să rămânem în locul întărit, pentru că testele tot vor veni. Deciziile între două bătăi de inimă se iau în baza cuvântului, se iau cu această rezervă în inima noastră că suntem stăpâni pe viața noastră, se iau cu frica aceasta de Domnul de a-i respecta pe aproapele nostru și mai presus de toate, în viața noastră de copii ai lui Dumnezeu, aceste decizii ne pot marca viața așa cum noi nu ne gândim. În seara aceasta, în rugăciunea pe care o vom face, să-i cerem lui Dumnezeu puterea să ne ajute Domnul ca toate deciziile pe care le luăm să-i aducă cinste lui Dumnezeu. Amin.